Bună ziua, Glodeni! Suntem unicul concurent electoral care n-are pe listă un fost deputat sau un ministru. Trebuie să vorbesc despre probleme în agricultură, în infrastructură, în învățământ, în sănătate. Dar nimeni noi și-ți spui, dați comandăm un plan pe cele mai importante domenii. Fără acest plan, niciun stat sănătos din cele care sunt azi pe globul pământesc nu și-a început calea. Eu din 2014 am scris în program, când pe noi ne-o scos din alegeri, că lichidăm Centrul Național Anticorupție, deoarece este cuibariu corupției în Republica Moldova. Cum noi putem azi să facem regulă în orașe și sate, când există în fiecare raion un alt rechet, cum îi spun eu, de stat, Consiliul Raional. Fiecare localitate trebuie să primească bani conform numărului de locuitori și câți metri pătrați are satul sau orașul. Când pensionarii întreabă de ce e 1000 de lei pensia, deoarece noi avem oameni în țară care au pensia 80.000 de lei, 112.000 de lei, adică până nu există o plafonare, un maximum pentru pensia maximală, niciodată n-a scris că asta minimală. Noi nu trebuie să mai ținem oamenii pe la primării și pe la poștii cu pachete de hârtii să demonstreze că ei au nevoie și nu pot achita. Noi trebuie să anulăm toate aceste adauzuri și ele trebuie să fie incluse la oamenii în pensie ca omul să nu umble pentru a-ți primească un suport pe timp de iarnă. Eu vă promit o revizie foarte dură și regulă absolut în toate direcțiile. Oameni buni, noi continuăm să muncim. Pe 11 cu tot țara ieșim la vot și încă o dată vă spun. Noi suntem pentru reforme și pentru toată lumea bună. Vă mulțumesc! Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr!